Cartea Apocalipsei, este cartea ce pune în fața noastră un imperativ comportamental vis-a-vis de vremea specială pe care o trăim. Cu alte cuvinte, ne spune așa: oameni buni, voi trăiți vremuri de sfârșit, în care lucrurile se îndreaptă spre o concluzie a lor, spre o finalitate. Ca urmare, voi trebuie să aveți un comportament creștin deosebit de puternic, clar, pentru ca în felul acesta Dumnezeu să-și finalizeze lupta sa de pe pământul acesta cu răul și să prezinte în fața lumii un popor de biruitori, așa cum zice în Apocalips. Iată biruitorii fiarei. Atunci când se prezintă contextul acesta de final, Dumnezeu alege anumite simboluri și zice așa: fiți atenți, va veni o vreme în care toată lumea va ști următorul lucru. Și anume, că a căzut Babilonul. Toată lumea va ști că a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care adăpa toate neamurile dintr-un consens. Deci, din același vin beau toate națiunile. Și că beau din același vin, ei trăiesc un soi de amețeală, de beție generală. Sigur, vorbește despre timpul nostru de astăzi, folosind imagini din trecut. Această prezentare m-a făcut la un moment dat ca în întâlnirea noastră trecută să mă îndrept spre acest Babilon pentru ca să văd ce este, sau să vedem împreună ce este. Și l-am lăsat pe Daniel, ne-am despărțit de Daniel undeva, vă amintiți unde? La porțile Babilonului. Vedea Babilonul de departe, vedea Babilonul cu templele lui, cu splendoarea lui, cu ziguratul său, acel zgârie nori unic care amintește oarecum de zgârie norii noștri de astăzi. Citeam la un moment dat un comentariu spunând că în spatele fiecărui zgârie nor există o identitate umană extrem de puternică, adică cei ce au făcut acea capodoperă, acel zgârie nori, a vrut neapărat să arate ceva. Da? Și rămân acești zgârie nori, până la urmă, rămân ca fiind o identitate specifică în istoria noastră, în civilizația noastră. La vremea respectivă, Babilonul era așa ceva. Era zdrobitor. Era imens, era frumos, era creierul civilizației, atât din punct de vedere al istoriei ca și tradiție, dar și din punct de vedere a ceea ce se realizase atunci. Spectacolele babiloniene, când se punea în mișcare toată masa orașului pe acea stradă de peste un kilometru care pornea de la poarta județeiței Iștar și se formau, eu știu, difilările acelea extraordinare în care omul nu mergea că avea treabă, ci mergea pentru că dorea să se expună, să facă paradă. Aceasta arată că Babilonul nu zdrobea numai prin forță. Babilonul nu este doar un element de persecuție. Babilonul era un element care convingea. Babilonul convinge.
în întâlnirea noastră de astăzi, după ce am realizat acea introducere data trecută, aș vrea să facem un pas mai departe, să vedem forța Babilonului care convinge. Pentru asta vreau să vă spun bun venit, odată. Vreau să spun bun venit oaspeților. Vreau să spun că mă bucur că suntem împreună cu cei ce ne urmăresc online și aș dori ca momentele care urmează să fie o mărturie a frumuseții lui Dumnezeu în conflictul cultural al lumii noastre. Pentru că așa cum a fost un conflict cultural în momentul în care Daniel a fost adus la Babilon într-o cultură nouă și cultura respectivă a fost copleșitoare pentru miile de iudei, le-a șters identitatea complet multora dintre ei, dar care n-a reușit totuși să-l îngenunche pe Daniel. La fel astăzi, noi nu suntem luați dintr-o cultură și duși într-o altă cultură, ci cultura babiloniană a năvălit pe străzile noastre. Trăim astăzi într-o zonă de Babilon cum n-a fost niciodată până acum. Ceea ce mă interesează foarte mult la Daniel nu este numai cum a reușit el să-și păstreze credința într-un asemenea conflict cultural. Nu! Că pot să spun așa, Daniel s-a rugat și a... ce a făcut? Și a studiat cuvântul. A citit cuvântul lui Dumnezeu. Mi se spune mai târziu că cel puțin cartea profetului Ieremia era cu el. Dacă nu cumva și alte cărți, cum ar fi Tora și așa mai departe. Le-a făcut rost, le-a avut, le-a studiat. Dar nu ăsta este cel mai surprinzător lucru. Cel mai surprinzător lucru în cadrul lui Daniel este nu doar că și-a păstrat credința, ci că a reușit să o mărturisească. Este extraordinar. Că și noi astăzi citim cuvântul lui Dumnezeu acasă, ne rugăm în colțul nostru, nimeni nu știe. Se numește credință invizibilă. Am întâlnit termenul acesta de pe vremea lui Ceaușescu. Erau studii religioase făcute într-o cărțulie mică, am desfăcut-o, am citit-o și spunea, există credință invizibilă. Cum e asta? Am fost surprins. Și mi-a zis, știi ce? Până acum, credincioșii mergeau cu Biblia la sub braț, ca toată lumea să-i vadă că au Scriptură și că ei sunt credincioși și Biblie. Zice, de o vreme, Bibliile sunt mici, sunt puse în poșetă, sunt puse în geantă, oamenii nu trebuie să mai vadă că ai Biblia. Omul o studiază acasă, nu vorbește în public. Nu ne deranjează tipul ăsta de credință. Spunea clar, nu ne deranjează credința invizibilă. Pe noi ne deranjează credința vizibilă, aceea care au curajul ca să-și prezinte felul lor de înțelegere, felul lor de credință pe stradă, între oameni, cei ce deschid cuvântul lui Dumnezeu unde? Da, în public, pe stradă, la restaurant, cei ce se roagă, cei ce au modelul lui Mardoheu, care trecea și în timp ce toată lumea pleca genunchiul în fața primului ministru, el stătea în picioare. Chestia asta deranjează. Da. Deci, nu doar că s-a rugat, nu doar că a studiat, a mărturisit. Și mai mult decât atât, nu doar că a mărturisit el. Cartea lui Daniel este fantastică. Nu știu dacă ați observat, dar ați băgat de seamă că în cartea lui Daniel mai este un autor, mai scrie și altcineva, în afară de Daniel. Poftim? Capitolul 4 cu versetul 1. Eu, Nebucadnețar, împăratul către toate popoarele, oamenii de toate limbile. Cine mărturisește? Alături de Daniel este un altul care mărturisește și ăsta se numește
Nebucadnețar. Asta este fantastic, este extraordinar. Așa ne vrea Dumnezeu pe toți. De asta ne dă Dumnezeu biserica asta mică în care suntem. De asta ne adunăm de fiecare dată, nu doar ca să ne rugăm, nu doar ca să citim, nu doar ca să studiem, ci într-o zi să mărturisim așa de frumos, încât alături de mărturia aceasta modestă pe care o dau eu, pe care o dai tu, să se atașeze și alții, alți oameni care nu i-am cunoscut până acum, pe care nu i-am băgat în seamă până acum, să se atașeze și să zică și eu către toate popoarele lumii. Deci, asta este secretul pe care aș dori să-l prindem, nu doar astăzi, ci pe parcursul a câtorva întâlniri, a câtorva momente de închinare pe care le vom avea de acum încolo. Astăzi vă invit la început. Vă invit să citim din cuvântul lui Dumnezeu, din cartea lui Daniel. Vă spuneam, și asta este un lucru extraordinar, cartea aceasta, destinul ei, faptul că a fost păstrată într-o formă intactă până astăzi, este uluitor și ea mărturisește despre modul în care Dumnezeu a păstrat întregul canon biblic. Dar haideți să începem de la 1 cu 1. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a asediat. Domnul a dat în mâinile lui Ioachim, Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Foarte interesant. Daniel nu spune, m-a luat și pe mine rob. Nu. Spune că Nebucadnețar a luat ce? El e mai interesat în vasele de la templu decât în propria sa soartă. Rețineți lucrul ăsta. Împăratul, versetul 3, împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi, dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc, de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune. Vreau să vă spun că numai astfel de oameni puteau intra în Babilon. Frumoși la chip, înțelepți, drepți. Era un fel de societate ideală, excepțională, fără cusur. Nu găseai acolo oameni cocoșați, handicapați, în un fel sau altul. Nu, acești oameni erau ținuți în afara zidurilor Babilonului. Trebuia să fie un model sau o replică a Edenului de altă dată. Societatea perfectă. În stare să slujească în casa împăratului pe care să-i învețe scrierea și limba caldeenilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui, din vinul din care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani după care avea să fie în slujba împăratului. Printre ei erau copiii lui Iuda, Daniel, Anania, Mișael, și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Amin. Aici închei. Pentru că momentul culminant al întregii prezentări este momentul acesta când Daniel, singur, el a fost inițiatorul și împreună cu ceilalți, dar el a inițiatorul, s-a hotărât să nu se spurce. Haideți să o luăm de la capăt. Babilonul reprezintă o anumită tipologie, o anumită situație, o anumită realitate.
Vei ști că ești în Babilon atunci când vei ști că nu mai știi cine are dreptate. Deci când nu mai știi cine are dreptate, să știi că ești unde? În Babilon. E punctul numărul 1. Și vă rog să-l țineți minte. Cu ocazia asta vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia. Ieremia, capitolul 27 și 28. Haideți să începem cu 28. Versetul 1 la 3. În același an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul Iuda, în luna a cincea, în anul al patrulea, Hanania, fiul lui Azur, proroc din Gabaon, mi-a zis în casa Domnului, în fața preoților și a întregului popor. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Eu sfărâm jugul împăratului Babilonului. Versetul 3. Peste 2 ani voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele casei Domnului pe care le-a ridicat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, din locul acesta și le-a dus în Babilon. Deci, le luase Nebucadnețar, le dusese în Babilon și acum acest proroc din Gabaon spune în 2 ani de zile se vor întoarce. Ieremia spusese, fiți atenți, robia va fi lungă, va fi 70 de ani. Pe cine să crezi? Pe cine să crezi? Nu-i de dorit ca Domnul să facă o minune mai repede? Nu seamănă cu mai frumos, mai bine, mai neprihănit, mai credincios? Nu vi se pare că e mai credincios prorocul care spune voi aduce înapoi în 2 ani de zile vasele templului decât ăla care spune nu, vor sta acolo 70 de ani. Ăla care spune zidiți-vă case în Babilon, sădiți vii, mâncați-le rodul. Păi ce credință este asta? Încă o dată vă întreb, nu seamănă ca fiind mai credincios prorocul din Gabaon? Dacă ai fi acolo, pe cine ai crede? Acum, capitolul 27. La începutul domniei lui Iachim, fiul lui Iosia, împăratul Iuda, a fost rostit către Ieremia din partea Domnului următorul cuvânt. Așa mi-a vorbit Domnul. Fă-ți niște legături, niște juguri și pune-ți-le la gât și trimite-le împăratului Edomului, împăratului Moabului, împăratul copiilor lui Amon, împăratului Tirului, împăratului Sidonului, prin trimișii care au venit la Ierusalim la Zedechia, împăratul lui Iuda. Ce se întâmplase? Zedechia dorea să formeze o alianță cu împărații din jur împotriva împăratului Babilonului. Pentru ce? Ca să sfărâme să sfărâme jugul lui Nebucadnețar. Și când aceștia au venit să facă alianța, să pună la cale planuri, Ieremia le trimite la fiecare câte un jug. Și le spune, voi vreți să sfărâmați jugul Babilonului? Veți avea fiecare dintre voi un jug pregătit pentru fiecare dintre voi. Pe cine credeți? Pe Ieremia care trimite juguri sau pe Hanania care spune în 2 ani de zile această alianță va zdrobi Babilonul? Pe cine credeți dumneavoastră? Sigur că da, acum e ușor să zici Ieremia. Dar dacă ați fi fost acolo înainte ca evenimentele să se întâmple, pe cine ați crede? Repet, Când nu mai știi cine are dreptate, să știi că ești unde? În Babilon. Așa erau ei. Păi, Doamne, pe cine să credem? Uite, prorocii spun într-un fel, prorocii spun în alt fel. Un alt gând care mă fascinează este următorul lucru. Iuda este o împărăție mică, nu?
Noi deseori credem că cuvântul lui Dumnezeu a rămas cumva în această împărăție. Că iudeii știau toate lucrurile astea, dar cei din jur nu știau mai nimic. Aceasta este una dintre ideile noastre. Însă ceea ce observ aici, negru pe alb, este faptul că profeții poporului Israel depășesc cu mult în influența lor hotarele împărăției iudaice. Pleacă din nord Iona, în anul 750, am vorbit data trecută, și se duce unde? La Ninive. Păi era capitala Imperiului Asiro-Babilonian în vremea aceea. Și intră în oraș, vorbește orașului întreg și orașul ascultă. De ce asculți tu de unul care vine din Israel, dintr-o împărăție mică, pe care și așa îl vei cuceri? De ce asculți? Observați influența. Influența nu e doar acolo. Influența e în Ninive. Sau, pe timpul lui Ezechia, se dă soarele înapoi, 7 trepte. În Babilon se vede treaba asta. Încep să întrebe în stânga și în dreapta, din cauza cui s-a făcut acest lucru? Cine încurcă mersul cosmic? Și așa dintre ei spune, nu se poate să se fi întâmplat treaba asta în altă parte decât la Ierusalim. Și trimite sol la Ierusalim. Vedeți până unde se duce influența micului oraș Ierusalim? Și acum uitați-vă la Ieremia. Ieremia vorbește Edomului, vorbește Moabului, vorbește celor din Amon, vorbește Tirului, vorbește Sidonului. El le vorbește tuturor și le vorbește cu autoritate profetică. Vreau să înțelegem lucrul acesta. În timp ce Ierusalimul este aproape să fie cucerit, în timp ce noi vedem Ierusalimul ca neîmplinindu-și poziția sa, cu toate astea, Dumnezeu lucrează în așa fel încât toată zona aceea, începând de la Egipt până la Babilon, toată zona aceea este, dați-mi voie să folosesc cuvântul, torpilată cu solii din partea profeților. Vom mai vorbi despre lucrul ăsta altădată. Și în timp ce Ieremia vorbește tuturor neamurilor din jurul său, cei din poporul lui nu știu ce să creadă. Îl cheamă Zedechia la el de nu știu câte ori și îl întreabă, dar ce să fac, să mă supun împăratului Babilonului sau să nu mă supun? Și îi spune Ieremia, supune-te, că dacă nu te supui, va veni împăratul Babilonului, te va lua de aici, te va duce la Babilon, vei fi rob acolo. Și se împlinesc exact cuvintele lui până la urmă. Dar Zedechia nu știe ce să creadă. Din ce cauză? E în Babilon. Spiritul Babilonului. El nu e în orașul Babilon încă, dar spiritul Babilonului e aici. Ori de câte ori nu știi ce să crezi, adu-ți aminte că ești în Babilon și procedează cum trebuie să procedezi atunci când ești rob acolo. Ce se întâmplă? Citeți mai departe. Domnul, deci, a dat în mâinile lui Ioachim, în mâinile lui Nebucadnețar pe Ioachim, acesta a dus vasele casei lui Dumnezeu, le-a pus în templul Dumnezeului său. Istoria arată că acest templu al lui Marduc, numit Sagila, era un templu în care se depozitau toate comorile, toți zeii de pe tot teritoriul mesopotamian și al Orientului apropiat. Vă dați seama câte erau? Vă dați seama? Printre ele, imaginați-vă într-un colț, așa, expuse la vedere, sub vase luate de la Ierusalim
și puse acolo. Ca la muzeu. Vă imaginați pe Daniel trecând pe acolo împreună cu prietenii lui, văzând vasele astea, uitându-se la el. Și întrebându-se, Doamne, unde ți-e puterea? E Dumnezeu puternic sau nu? Spuneți-mi, când le vezi acolo, ce zici? Nu-i puternic. Și ești tentat să spui, suntem robi și noi și tot. Tot ce ține de Dumnezeu. Câtă credință trebuie să crezi că vasele acestea se vor întoarce înapoi? Câtă credință trebuie? Iar Daniel spune, pentru momentul acela ne-a trimis Dumnezeu aici. Nu știu de unde, cum își trage Daniel forța deciziilor sale, dar este extraordinar. 2. Adu-ți aminte că ești în Babilon atunci când nu mai știi cine te-a făcut înțelept. Nu mai știi din ce cauză ești înțelept. Hai să citim mai departe. Punctul 1. Fiți atenți, Babilonul caută oameni înțelepți. Babilonul are nevoie de oameni înțelepți. Babilonul are nevoie de oameni din poporul lui Dumnezeu. Așa zice aici. Împăratul a dat poruncă lui Ashpenaz să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărățesc, de viță boierească, fără cusur, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei. Aveau nevoie de oameni înțelepți și aveau nevoie de oameni înțelepți din poporul lui Dumnezeu. Uitați-vă bine, cei mai frumoși, cei mai dotați tineri ai noștri pe care îi avem sunt la locuri înalte în societatea de jur împrejur, pentru că Babilonul are nevoie de oameni înțelepți și are nevoie de oamenii înțelepți ai lui Dumnezeu, din poporul lui Dumnezeu. Este o bătălie pentru ei. Babilonul își construiește, dacă vreți, schela edificiului său în felul ăsta. Apoi, după ce i-a luat, versetul 5, împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui, din vinul din care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani. De ce vrea să facă el treaba asta? Este echivalentul unei universități. Da? Timp de 3 ani de zile, împăratul de la Babilon le dă tuition free, le dă housing și vrea să îi crească. Comentariile arată că în momentul în care împăratul le-a dat mâncare de la masa lui, împăratul hotăra ce să mănânce ei, cu alte cuvinte, cantitatea de proteină, cantitatea de vitamine, cantitatea de alcool, da? Pentru a fi bine dispuși. Sigur că da. Trebuia să i-a luat frumoși și trebuia să îi, cum spune aici, să îi crească, să îi crească în frumusețe, în înțelepciune, în tot. Da? Și masa împăratului avea de toate. Era foarte bine echilibrată și științific. Corect? Științific dozată. Citesc lucrurile acestea pentru că împăratul dorea să-i facă pe acești oameni, pe tinerii aceștia, să înțeleagă că el îi face înțelepți. De la universitatea lui el învață înțelepciunea. Scrierea acadiană pe care o trebuiau să o învețe atunci era în 3 limbi. Trebuia să citească literatura babiloniană. Toate poveștile alea cu Marduk. Ceea ce v-am povestit dumneavoastră data trecută și care uneori v-a șocat pe dumneavoastră. Mulți au zis, n-am vrea să știm lucrurile alea. Toate lucrurile acelea au trebuit să fie citite.
studiate de Daniel. Și în final, evaluate de Daniel. La ce concluzie a ajuns Daniel? Foarte interesant. Să nu se spurce. Asta a fost concluzia lui Daniel după studiile respective. Dar este o provocare, este o provocare extrem de puternică a Babilonului. Dacă vă gândiți că poporul Israel decăzuse destul de mult și dacă ne amintim câte ceva din ceea ce am studiat data trecută și anume că o mare parte din cultele lor păgâne erau profesate la Ierusalim. Tamuz era la Ierusalim. Bel era la Ierusalim. Atunci, care-i deosebirea? De ce Daniel a fost așa de clar să nu se amestece cu oamenii ăștia când poporul său deja se amestecase? O întreagă provocare aici. Cine i-a făcut înțelepți? Școala? I-a făcut școala înțelepți? Cultura? Lumea de atunci? Trebuie să înțelegem că Babilonul întotdeauna și-a însușit dreptul de a crea oameni înțelepți. Babilonul spune, dacă vrei să fii înțelept, eu îți dau înțelepciunea. Da? Asta a fost strategia Babilonului întotdeauna. Nu contează că, așa cum ați observat dumneavoastră, ei erau deja înțelepți, ei erau deja instruiți în gândirea ebraică, în toate lucrurile specifice culturii și înțelepciunii izraelite. Sunt multe lucruri de analizat, dar punctul 3. Ești în Babilon când nu mai știi cine ești. Deci, n-ajunge că nu mai știi cine are dreptate, n-ajunge că nu mai știi cine te-a făcut înțelept și uiți că, de fapt, Dumnezeu ți-a făcut înțelept. Vom vorbi despre lucrul ăsta într-o altă întâlnire. Dar când nu mai știi cine ești, e o problemă. Să știi că ești în Babilon. Versetul următor care urmează, 6 și 7, versetul următor, deci, ne spune, printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume lui Daniel i-a pus Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac, lui Azaria Abednego. Sunt convins că dumneavoastră ați mai studiat lucrurile astea. Când intri într-o altă cultură și nu știi limba, trebuie să înveți limba. Nu știi scrierea, trebuie să înveți scrierea. Când mănânci la o altă masă cu o altă dietă, când ai în jurul tău o altă imagine, nu mai ai casele și corturile poporului Israel, ci ai templele, palatele, ziguratul din capitala unui imperiu, ușor, foarte ușor, îți pierzi identitatea. Foarte ușor ți se schimbă numele. Foarte ușor accepți să te numești altfel. Spuneam data trecută, nu schimbă tinerii noștri numele atunci când intră pe internet? Nume avatar, Daș. Da? Eu sunt cu tare. De ce? Pentru că nu merge să navighez pe internet cu numele Dumnezeu este judecătorul meu. Nu merge să spui Daniel. Ce să cauți pe internet cu asta? N-ai ce căuta acolo. Cum poți să navighezi pe internet cu numele Iahve este grațios, este plin de har?
a apărut cel care zice că Iahve sau Jehova este plin de har pe internet. Cine stă de vorbă cu tine? Asta este Anania. Asta înseamnă Iahve este grațios. Apoi, Mișael este cine este ca Dumnezeu? Micael este numele voivodului Mihail, care apare în Cartea Apocalipsi, capitolul 12, da? Și în Daniel 12, da? Micael. Spuneam, ei vin dintre... Poporul Israel avea mari probleme la vremea respectivă. Cu toate acestea, în ciuda problemelor, părinții lor le-a pus nume teoforice, care îl chemau pe Dumnezeu în viața lor. Păi când chem pe Dumnezeu în viața ta, în numele tău, în identitatea ta, nu mai poți să treci prin lumea asta să nu te vadă nimeni. Trebuie să schimbi ceva ca să nu te vadă nimeni, să stai pe internet și să creadă toată lumea că ești ca ei. Schimbă ceva, pune un alt nume, da? Un acronim, fă ceva, renunță la numele respectiv. Azaria înseamnă Doamne ajută sau Dumnezeu a ajutat. Și Babilonul n-a făcut altceva decât să le schimbe numele. Daniel primește numele de Bel, protejează pe rege. Toată lumea avea numele ăsta acolo. Foarte bine se putea ascunde. Hanania primește numele Shadrach, ceea ce înseamnă la porunca lui Acu, zeul lunii. Toată lumea n-avea nicio problemă. Acu era cel mai răspândit zeu, unul dintre cei mai răspândiți zeu de acolo, alături de Marduk. Ziguratul era închinat lui Acu, zeului lunii. Se duceau acolo în timpul nopții, în zilele de lună plină, să stea de vorbă cu astrele pentru a afla planurile astrelor pentru Babilon. Deci este simplu. Slujitorul sau stai la porunca lui Acu, asta înseamnă Shadrach. Mihail, care însemna de fapt singurul Dumnezeu sau cine este ca Dumnezeu, este schimbat în cine este ca Acu, da? Meșac și Abednego sau Azaria, care a fost Domnul ajută, va fi slujitorul lui Nabu. Da. Cine ești? Te interesează să-ți păstrezi numele? Foarte interesant că de la o vreme în cartea lui Daniel, și aș dori să observați dumneavoastră de unde reapare numele lui Daniel. Acum el este numit Belșațar. Dar de la o vreme, de la un anumit capitol încolo, nu mai este deloc folosit numele Belșațar, numele babilonian, ci Daniel se va întoarce înapoi la numele lui original și va zice Daniel. Poate să încerce lumea asta să schimbe identitatea oricât ar încerca. Dacă ai un Dumnezeu la care să nu renunți, te vei întoarce acolo la numele tău, la identitatea ta inițial. Cum e numele tău? Repet, punctul 3. Când nu mai știi cine ești, când ești tentat să faci și una și alta, când faci compromis, când negociezi între porunca lui Dumnezeu și porunca lumii, când mai calci dintr-o poruncă, mai minți, când mai calci sabatul, că de, nu se poate, când nu mai știi cine ești, să știi că ești unde? În Babilon. Vezi ce-i cu tine. Vezi cum te porți în Babilon. Când nu mai știi ce este spurcat sau curat, să știi că ești în Babilon. Acum, ăsta este ultimul punct. Punctul 4. Când nu mai știi ce este curat sau necurat. Versetul 8 spune, Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Știți ce înseamnă asta?
Înseamnă că, în primul rând, când a hotărât să nu se spurce, el știa despre sine că este cum? Curat. Mai dați-mi un alt cuvânt pentru curat. Ziceți, aveți curajul să-l ziceți? Sfânt! Când Daniel s-a hotărât să nu se spurce, asta presupune că el avea conștiința faptului că el este pus deoparte. Ce înseamnă asta? Sfânt. Pentru cine? Pentru Dumnezeu. El știa că el este pus deoparte pentru Dumnezeu și el nu și-a permis să strice acest legământ, această punere deoparte. Eu sunt special al lui Dumnezeu. Vă dați seama ce se întâmplă cu noi atunci când tot negociem poziția noastră, cât tot o compromitem. Din a fi pus deoparte pentru Dumnezeu, ajungem cum? Nu mai ești pus deoparte pentru nimeni. Ești al tuturor. Ești al nimănui. Oare n-ar trebui să ne gândim din nou la identitatea noastră? Doamne, cine suntem? Cum ne cheamă? Sunt eu slujitorul lui Dumnezeu cu adevărat sau nu? Încă o dată, se considera proprietatea lui Dumnezeu. Noțiunea asta de curat și de necurat se pierduse la păgâni. La Babilon nu exista, la Sirien nu exista, în Egipt nu exista curat și necurat. Nu. Exista ideea de sacru. Dar raportată la locuri, existau locuri sfinte și la babilonieni. Ziguratul era un loc sfânt. Existau timpuri sfinte, sigur că da. Sărbătorile lor erau sacre, le puneau deoparte. Preoții erau oameni sacri, dar nu exista niciun om din Babilon, din Egipt, din Orientul Mijlociu, din Orientul apropiat, să se considere pe sine sfânt. S-au pus deoparte pentru Dumnezeu. Asta era pentru locuri, pentru timpuri, pentru preoți, pentru caste anume, dar nu pentru omul obișnuit. Asta era un gând specific pe care Dumnezeu îl pusese în mintea poporului său. Oricine putea să fie sfânt, oricine se putea necurăți. Oricine. Când Daniel s-a hotărât să nu se spurce, la ce face referire textul? Să nu se spurce, adică cum? Și dintr-o dată comentatorii au început să se încurce aici. Știți că comentatorii nu știu cum Daniel n-a vrut să se spurce. Adică ei spun, probabil că mâncărurile de la masa împăratului erau jertfite idolilor, corect? Sigur că da, nimic, nicio problemă, așa este, erau jertfite idolilor. Probabil că din cauza aceasta, preoții la începutul mâncării rosteau o libație sau făcea o slujbă pentru curățirea mesei. Și Daniel n-a vrut să jertfească idolilor, deci nu idolatrie, corect? Și asta e posibil. Dar mai este un lucru pe care nu-l amintește nimeni din comentatori. Nu, aceea e prea mult, probabil. Ideea de mâncăruri curate și necurate. Nu amintește nimeni. E important? Adică Daniel a luat... M-ar interesa un lucru și anume, cât de importantă era această idee pentru Daniel? Știți că se spune că Noul Testament nu mai este valabil. Dar nu vorbesc acum despre Noul Testament. Vreau să întreb, pentru Daniel, cât de valabilă era această idee? Haideți să citim împreună. Isaia 65, vreți să citiți? Isaia 65 este profetul care a vorbit pentru prima dată de atacul lui Nebucadnețar sau al Babilonului împotriva poporului lui Dumnezeu. În condițiile acestea, el vorbește. Deci Isaia 65, de la versetul 2, mai îngăduiți-mi puțin.
Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit care umblă pe o cale rea în voia gândurilor lui, spre un popor care nu contenește să mă mânie în față aducând jertfe pe grădini, arzând tămâie pe cărămizile de pe acoperiș. Ce-i asta? Idolatrie, da? Apoi, care locuiește în morminte, petrece noaptea în peșteri, mâncând carne de porc și având în straichin bucate necurate și care totuși zice, dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt. Despre cine e vorba? Despre cine e vorba? De Israel. În Israel pătrunseseră aceste obiceiuri. În Israel pătrunsese o astfel de cultură. Vreau să vă întreb, era Daniel conștient de aceste cuvinte ale lui Isaia? Isaia 66, da? Știți? Versetul 17. Se ia imaginea aceasta de la un popor necredincios care este aici și se generalizează. Iată, vine Domnul într-un foc, carele lui sunt ca un vârtej, își preface mânia într-un jeratic și amenințările în flăcări de foc, spune versetul 15. Versetul 16, Domnul aduce la îndeplinire judecățile sale. Versetul 17, cei ce se sfințesc, se curățesc în grădini, mergând unul câte unul în mijlocul celor ce mănâncă carne de porc, șoareci și alte lucruri uricioase, toți aceștia vor pieri. Este o idee generalizată, nu mai este vorba de poporul Israel aici. Este vorba de toți aceia care fac lucrul acesta și iată că în timp ce spuneam cu puțin mai devreme că în cadrul celorlalte națiuni nu se știa cine este sfânt și cine este nesfânt, cine este curat și cine este necurat, noțiunea aceasta pierise, iată că erau ritualuri de curățire, dar care ritualuri de curățire cum erau? Ritualuri de curățire care murdăreau de fapt. Noțiunea asta de sacru și nesacru era pierdută și oamenii se curățeau mâncând, jertfind în stil necurat. Vreți să deschideți cu mine repede în Evrei, capitolul, nu, în Romani, capitolul 1. Romani 1. Apostolul Pavel reia această idee și versetul 24. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. Din ce cauză? Citiți un verset mai devreme. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. Ce e asta? Idolatrie. Deci din cauza idolatriei, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. Și observați, idolatria necurățește ca să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Vă amintiți Noul Testament care spune în 1 Corinteni, capitolul 3, nu știți că voi sunteți temple ale Duhului Sfânt? Și dintr-un templu al Duhului Sfânt se ajunge la își necinstesc singuri trupurile. Vă rog să observați lanțul acesta, idolatrie. Idolatria îi învață după aceea pe oameni să mănânce sau să se poarte necurat, pentru că amândouă sunt corecte. Și mâncarea și comportamentul devin necurate în condițiile idolatriei. Și apoi ai de-a face cu oameni care își necinstesc propria lor ființă. Știa Daniel lucrurile astea? Ezechiel. Ezechiel este contemporan cu Daniel. Este un profet al exilului. El își duce toate soriile sale în Babilon. S-a cunoscut cu Daniel?
sunt prea aproape să nu se fi cunoscut. Ezechiel capitolul 4. Este o viziune pe care o dă Dumnezeu și iată ce răspunde Ezechiel în capitolul 4, versetul 13. Domnul i-a zis așa, își vor mânca pâinea spurcată copiii lui Israel printre neamurile printre care îi voi izgoni. Știți despre ce e vorba? Versetul 14. Eu am zis, ah, Doamne Dumnezeule, iată, sufletul meu n-a fost pângărit niciodată din tinerețea mea și până acum. Niciodată n-am mâncat dintr-un dobitoc mort sau sfâșiat. Nicio carne necurată n-a intrat în gura mea. Dumnezeu îi spune, fiți atenți. Veți fi puși în situația să fiți pângăriți. Cum, Doamne? Uite cum. Mănâncă pâine coaptă ca și combustibil, având excremente de om. Pentru că nu vei mai avea nici lemne. Și Ezechiel spune, Doamne, dar asta e necurăție, nu mă pune să mănânc ceva necurat. Nu comentez mai mult de ce era necurată treaba asta. Nu comentez. Dar textul îmi spune că este foarte asemănător. Aceeași imagine, ori te atingi de ceva necurat din regnul animal pe care Dumnezeu îl declarase necurat sau faci același lucru, același proces de necurățire avea loc. Și foarte interesant este că versetul 14, Doamne, nu m-am atins din tinerețea mea până acum de vreun dobitoc mort, sfâșiat, o carne necurată n-a intrat în gura mea, este amintit de cine în Noul Testament? Petru. Petru, în Faptele Apostolilor, capitolul 10, la casa lui Corneliu, spune același lucru. Exact, dacă doriți, Faptele Apostolilor 10 cu 14. Vă rog să căutați. Același lucru. Haideți să-l citim și apoi ne apropiem de încheiere. Mai am de citit ceva și istoric de data aceasta. Deci, Faptele Apostolilor 10 cu versetul 14. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Încă o dată, era conștient Daniel de așa ceva? Era conștient că babilonienii mănâncă mâncăruri și animale necurate? Erau sau nu? Poate că nu este ca în zilele noastre când ni se pune pe masă tot felul de hrană din oceane. Da? Seafood. Care, prin esență, nu apare în canonul biblic ca fiind curată. Poate că nici insectele care astăzi sunt folosite ca proteine nu erau atunci. Poate că mai vorbim de multe altele? Vreau să vă întreb, suntem în Babilon sau nu? Când nu mai știi diferența între curat și necurat, să știi că ești în Babilon. Dacă trebuie să citești pe fiecare etichetă dacă are ceva necurat, alimentul respectiv sau nu, înseamnă că ești unde? În Babilon. Nu mă interesează, deocamdată nu discut în ce măsură aceste învățături au fost transferate sau sunt transferabile și în zona creștină. Nu vorbesc despre asta, vorbesc despre Daniel. De ce vorbesc despre Daniel? Pentru că Daniel va fi fratele meu în cer. Și dacă Dumnezeu este același ieri, azi și în veci, dacă Daniel a fost credincios, probabil că același fel de credincioșie mi se cere și mie azi. Fraților, nu știu câți dintre dumneavoastră au citit Cartea Macabeilor. Face parte din cărțile apocrife. În Bibliile protestante nu există. Dar pentru a înțelege foarte bine cum gândea Daniel, ce se întâmplă cu un astfel de om, am luat o secvență din această Carte a Macabeilor și o citesc exact din Cartea Macabeilor, capitolul 6. Ilustrativ. Este pe vremea lui Antioch Epifanul, pe vremea încercării de elenizare
a evreilor. Atunci când Antioh Epifanul a cerut ca să se pângărească Ierusalimul, să se jertfească pe altarul de la Ierusalim animale necurate, și de asemenea când a vrut ca în templul să se pună statuia împăratului. Pe vremea respectivă se întâmplă ceea ce citesc. Era un oarecare Eleazar, un bărbat dintre scribii de frunte, înaintat în vârstă și foarte frumos la chip. Pe acesta îl forțau să deschidă gura ca să mănânce carne necurată. Aici zice de porc. Alegând o moarte glorioasă mai degrabă decât o viață de ocară, a mers de bună voie la chinurile morții, scuipând din gură carnea respectivă. Așa cum se cuvine să facă cei care au tăria să îndepărteze ceea ce nu este permis a gusta, chiar dacă le este dragă viața. Eu știu că creștinii de astăzi zic așa, ăștia sunt evrei de altă dată, înguși la minte și așa mai departe. Vă rog însă să aveți răbdare, pentru că singurul lucru care vreau să-l facem este să înțelegem cum gândea Daniel. Atât. Cei care supravegheau ospățul ritual nelegiuit, deoarece îl cunoșteau de multă vreme pe acest Eleazar, l-au luat deoparte și îl rugau să ia carne pe care avea voie să o mănânce, pregătită de el însuși, să se prefacă doar cu o mănâncă ca fiind din carnea jertfită idolilor. Înțelegeți? Adică să ia carne de miel, să o mănânce pe asta și să spună că a mâncat carne necurată. Făcând astfel să scape de moarte și să se bucure de omenie. Aceasta datorită prieteniei sale vechi cu ei, cu ăștia care erau în jurul lor, poliția templului din vremea aceea. Dar el, socotind cu nobilă înțelepciune, vrednică de vârsta sa și de autoritatea pe care i-o dădea bătrânețea, de strălucita sa căruntețe și de purtarea sa frumoasă încă din copilărie, dar mai ales de legea sfântă dată de Dumnezeu, a răspuns pe față că pot să-l trimită imediat în locuința morților. Citat. Zice el, nu este demn de vârsta noastră să ne prefacem în așa fel încât mulți dintre tineri, crezând că Eleazar la 90 de ani a trecut la obiceiurile străinilor și ei, din cauza ipocriziei mele, pentru acest mic rest de viață să fie înșelați, iar eu să-mi atrag la bătrânețe ocara și necinstea. Chiar dacă aș fi eliberat în prezent de pedeapsa oamenilor din mâinile celui atotputernic, nu voi scăpa viu. Iertați-mă, nu voi scăpa nici viu, nici mort. Deci, din mâinile celui atotputernic, nu voi scăpa nici viu, nici mort. De aceea, părăsind cu bărbăție viața, mă voi arăta vrednic de bătrânețea mea, iar tinerilor le voi lăsa exemplu nobil de a muri de bunăvoie și cu cinste pentru legile nobile și sfinte. Spunând aceasta, a mers îndată spre chinurile morții. Cei care îl duceau și-au schimbat îndată bunăvoința pe care i-o arătaseră cu puțin înainte în dușmănie din cauza cuvintelor spuse de el, considerând că sunt nebunii. Dar el, pe când se sfârșea sub lovituri, a zis suspinând, în cunoașterea lui sfântă, Domnul știe clar că, deși puteam să scap de moarte, îndur în trupul meu dureri cumplite din cauza loviturilor de bici, dar în sufletul meu le îndur cu bucurie datorită fricii mele față de el. Astfel a trecut din viața acest om, lăsând prin moartea lui nu numai tinerilor, ci și celor mai mulți din neamul lui un exemplu de noblețe și amintire a virtuții. Acesta este modalitatea în care gândea Daniel la vremea aceea. Contextul biblic o reclamă clar. În momentul în care Daniel spune s-a hotărât să nu se spurce, Daniel gândea în felul ăsta. Nici comportamental, nici ca închinare, nici ca alimentație. Daniel n-a uitat că el este un templu al Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Confruntarea a fost puternică, dar Daniel a știut că este în Babilon. Apropo, când ești în Babilon, ce faci? Când ești în Babilon,
Nu uitați, Daniel spune, Dumnezeu este judecătorul meu. Asta face Daniel acolo, în Babilon. Dumnezeu va judeca de fiecare dată, fiecare situație, așa cum Dumnezeu va judeca Babilonul în esența lui. Dacă vă întreabă cineva, dacă vă întrebați, dacă mă întrebați ce trebuie făcut în Babilon, atunci întrebarea este simplă. Lăsați pe Dumnezeu să judece atât Babilonul cât și viața noastră tuturor. Amin. Tatăl nostru, numele Domnului Iisus, te rugăm, Doamne, să primești închinarea noastră. Fă ca Duhul Tău cel Sfânt să inspire viața noastră din modelul lui Daniel. Trăim într-o vreme de Babilon, Doamne. Uneori nu mai știm cine suntem, uneori nu mai știm cine ne dă înțelepciunea, uneori, Doamne, se pierde noțiunea de curat și necurat, de sfânt și neprihănit și de păcătos. Uneori simțim cu durere împotrivirea unei lumi întregi față de cuvântul și adevărul Tău. Dar venim înaintea Ta, Părinte, să ne ajut să nu uităm numele pe care ni l-ai dat. Copii ai Tăi, credincioși ai Domnului Iisus Hristos, așteptători ai revenirii Sale, sfinți și sfințitori, Doamne, datorită ascultării de Tine și faptului că am fost puși deoparte de Tine prin har, prin moartea Domnului Iisus Hristos și chemați la a trăi o viață după voia Ta. Fă, Doamne, ca învățătura din cuvântul Tău să aprindă iarăși în sufletul nostru dorul după a nu ne lăsa niciodată necurățiți de cultura, civilizația și lumea care e în jurul nostru. Ne încredințăm Domnului Iisus Hristos, jertfei Sale ispășitoare, călăuzirii Duhului Tău cel Sfânt și de asemenea cuvântului Tău. Rămâi cu noi. Amin.